La început au reușit, pentru că o mai țineau sub mânecă, o mai dădeau cu tăciune, dar acum nu mai ține. Nu mai ține cu astfel de lucruri. Băișan a declarat că hotărârea privind comasarea unor spitale din județe este o dovadă clară că administrația județeană nu-și face treaba. Tocmai din acest motiv, Băișanu îi cere demisia șefului administrației județene, Gheorghe Flutur, dacă spitalele vor dispărea. Ați promis cetățenilor că vor trăi mai bine, că domnul Stolojan, că domnul, știu eu, Stan Păpușă de la PDL, iubesc Bucovina și că vor face și vor drege. Iată că nu fac și nici nu dreg, ci desfac și distrug ceea ce alții au reușit să construiască.